În weekend, Prahova a fost unul dintre județele vizate de mai multe coduri galbene de precipitații și fenomene meteo extreme. Dacă în duminica Paștelui o astfel de avertizare a produs pagube însemnate, iar centrul anti-grindinada comandă ca mai multe rachete să fie lansate, de data aceasta situația a stat cu totul altfel. Colegii noștri din punctul de comandă monitorizează permanent evoluția vremii pe baza informațiilor primite de la radarele meteorologice. Aceste informații conțin parametrii care pot fi favorabili provocărilor căderilor de grindină sau nu. Spre deosebire de evenimentul care s-a produs weekendul anterior, când celulele noroase aveau toți parametrii favorabili căderilor de grindină, săptămâna aceasta nu au fost evenimente, deși au fost formațiuni noroase, nu orice formațiune noroasă este potențială aducătoare de grindină. Specialiștii monitorizează în permanență situația meteorologică, iar în cazul în care situația o va impune, vor fi lansate comenzi de lansarea rachetelor înspre celulele nevralgice care ar putea genera căderi de grindină. Săptămâna trecută am avut o formațiune noroasă, o celulă care îndeplinea condițiile de parametri producători de grindină, o celulă pe care s-a intervenit. Au fost lansate rachete din punctele de comandă, se face o analiză pentru a se vedea care sunt punctele de lansare din care se lansează rachete. De asemenea, se analizează pe baza dimensiunii celulei respective numărul de rachete cu care se intervine. Spre deosebire de evenimentul care s-a produs săptămâna trecută, săptămâna aceasta, după cum se vede, formațiuni noroase au fost, dar nu au mai îndeplinit condițiile necesare intervențiilor active. Prahova figurează cu 8 puncte de lansare a rachetelor antigrindină, respectiv la Valea Călugărească, Boldej, Mehedința, Ceptura, Tătaru, Tohani, Viperești și Pietroasele, iar suprafața protejată este de 140.000 de hectare.